Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi am venit la cortul surpriza lui Emma. Suntem pe drum și mai am în față puțin până la surpriza Emei. Și atât dat cu presupusul, se gândește că mergem la o piscină. Nu știu ce variantă mai avea pe acolo, dar eu abia aștept să-i văd reacția când ajungem. Cine să trăiască? Cine să trăiască la mult? Hai că voi aveți voce, nu eu! Emma să trăiască! Emma să trăiască la mulți ani! Emma, prințesă, la mulți ani! Bate cumva să fii sănătoasă, să faci sporturi pe cum face și mami și chiar mai multe tu și să ne mai vedem, da? Bine, prințesă! Bravo! Vă mulțumim! Și noi! În vacanța cu Tiroliana, mami. Foarte frumos a fost în vacanța cu Tiroliana. Hai să vă arăt corturile. Acolo sunt niște băieți care se joacă. Un cort se joacă. Leagă-ne. Părinții mei. Și să vă arăt corturile. Nu prea se mai vede acum că e foarte mult soare. Dar sper că voi vedeți. Mă vedeți, nu? Așa. Hai să vă arăt corturile. Uitați aici. E chiar un din ăla șotron. De când nu am mai jucat. 1, 2, 3. Am pierdut un pic și echilibru. Dar hai să vi-l arăt. 4, 5, 6, 7, 8. Și așa s-a terminat șotronul. Aici e niște nisip. Cred că deja s-au jucat copiii de pari, așa că nu a mai fost vizita. Așa, aici sunt două scaunele cu o bâncumă. Vi le arăt acum. Vedeți măsuța, scaunele pictate și măsuța pictată.
Aici e un balansoar. Abia aștept să mă dau în el. Aici e sora mea și se dă într-un leagăn. Nu vrei să te ajut? Să te dai? Uitați cum se dă copilăros. Copilăroasa se adună și se dărâmă. Acum mă rog să o opresc, habar n-am de ce. Bună. Așa. Vă pare că sunt un pic mai înaltă? Da, dacă credeți. M-am urcat pe asta. Părinții mei se relaxează acolo, lângă pom. Doamne, ce-mi place liniștea asta! Îmi aminteam încă de anul trecut atenția la detalii pe care au cei de la Green Camp și mi-a atras atenția și am vrut să vă arăt acest afiș. E o foarte mare grijă de natură și iubesc natura și ne recomandă și nouă să folosim produsele ecologice și să avem grijă câtă apă folosim. Aceasta este baia. Și avem aici gelul de duș ecologic. A fost două zile pline de aventură, dar nu am reușit să facem toate activitățile pe care ei le desfășoară aici. Dacă sunteți curioși ce alte activități mai fac, puteți să intrați pe greencamp.ro. Mulțumim mult pentru găzduire, ne-am simțit minunat la voi. Vă mulțumim pentru vizionare, ne revedem data viitoare, iar like-ul dați-l acestor oameni care fac posibilă toată aventura și tot ce înseamnă Green Camp Adventure Glamping.